Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe channel. Numele meu este Lucia Maria Sandalovski și dacă nu sunteți familiarizați cu channelul meu aici pe YouTube, să știți că eu fac videoclipuri legate despre păr, sunt hairstylist, postez transformări drastice de look, de la păr scurt la păr lung, de la roșu închis la blond platinat și așa mai departe. Dar astăzi vreau să fac un videoclip un pic diferit. Vreau să vorbesc despre dantura mea. Acest videoclip are scopul de a ajuta, în principiu, pentru că chestia asta cu dinții pe mine m-a măcinat foarte mult timp. Dantura pe mine m-a chinuit foarte mult timp. Obișnuiam să nu zâmbesc, obișnuiam să încerc să-mi ascund zâmbetul atât de mult încât acum când am dinții frumoși, nici nu știu cum să zâmbesc, sunt așa gen, e ok, nu prea știu să zâmbesc. Asta pentru că foarte mult timp m-a torturat ideea dinților și dantura mea, nu-mi plăcea deloc. Dar mai întâi haideți să vă povestesc începutul. Poate unii dintre voi vă veți regăsi în povestea mea. Să începem cu începutul. Aveam 5 ani și unchiul meu era dentist. În acel moment mi-a spus că nu pot avea un aparat dentar pentru că sunt prea mică, așa s-a exprimat, iar eu l-am crezut pe cuvânt. De fapt nu aveam dreptul să spun ceva pentru că eram prea mică, what the fuck, nici nu m-am stat să mă gândesc atât de departe, și mi-a scos anumiți dinți. Teoria lui era că la un moment dat o să facă spațiu în gura mea și o să se așeze fără să-mi pun aparat dentar. Da, bad idea, pentru că nu mi-au crescut în același timp. Dinții nu s-au dezvoltat în același timp, așa că am ajuns cu caninul în cerul gurii și multe alte deformații de genul. Am încercat aparatul mobil, aparatul dentar mobil, și a fost un dezastru pentru că la vârsta aceea aveam și ochelari și mă simțeam un pic ca Betty cea urâtă să le am pe toate deodată. Și nu prea mă țineam de el, se îndreptaseră puțin pentru că eram suficient de mic, eram la vârsta, bănesc că dinții mei erau mult mai flexibili, oasele nu erau atât de întărite și am văzut într-adevăr progrese. Doar că nu m-am ținut de acel aparat mobil, plus că a fost oribil, adică nu puteam să vorbesc, nu puteam să mănânc, trebuia să-l scuip mereu afară. Oribil. Așa că am renunțat la el. De la vârsta de 13 până la 16 ani, când am decis să-mi pun în sfârșit aparat dentar, la o clinică destul de fancy pentru vremea aceea, undeva pe Dorobanți. Pentru că am zis, why the fuck not? Adică trebuie să fie undeva fancy, nu? Adică cu cât e strada mai centrală, cu atât e dentistul mai bun. În capul meu, așa credeam. Mi s-a pus un aparat dentar de safir. Iar după 2 ani de zile în care cei drept dinții mi s-au îndreptat, deși s-au făcut anumite extracții care, din nou, să încapă toți dinții în perimetrul gurii mele, pentru că n-am alți termeni să pot să descriu situația, nu sunt dentist. Da, și totul a fost ok când am dat jos aparatul. M-am simțit cea mai frumoasă fată din lume. Doar că fericirea mea n-a durat mult. Spune-mi ghinionistă, spune-mi cum vrei tu, dar n-a durat mult pentru că am observat cum dinții mei o luau la vale. Și acum o să-mi spuneți, păi da, dar ce, nu ai purtat retainer? Nu ai purtat ceva să țină dinții? Ba da, am purtat. Am avut retainer mobil, retainer fix, retainer 4G. Am avut toate tipuri de retainere care să-mi țină dinții aia strâmb fix și tot n-a ieșit. Cred că încă se înțelege frustrarea mea, da? Ok. Și după ce am văzut că dinții mi-o luau la vale și nu se mai opreau, m-am întors la doctorul care mi-a pus aparatul dentar și l-am întrebat de ce se întâmplă asta. Acesta a spus, ok, cred că îți mai trebuie încă o dată aparat dentar. În fine, a trecut încă un an, mi-am dat seama că dinții mei în continuare se strâmbă, indiferent ce retainer port, ce sârmă, mobil, dinții mei o luau razna. Și nu numai că au luat razna, probabil că acel ciment care a fost folosit ca să se lipească brecheții
mi-au creat carii, foarte multe carii, carii pe care am încercat să le îngrijesc, să le îngrijesc în alte cabinete, carii care nu au fost tratate niciodată, de fapt, și am dat banii degeaba, pentru că ulterior mi-am dat seama că nu erau niște carii tratate. Plombele îmi cădeau foarte repede și doi dinți mi-au căzut, chiar dacă eu încercam să-i tratez în continuu. Așa că am ajuns într-un final la concluzia că mi-aș dori să îmi îmbunătățesc dantura într-un mod permanent, definitiv, și voi explica mai târziu de ce prefer coroanele decât fațetele. Din vorbă în vorbă am dat de cineva care mi-a recomandat de du-te la dentist sau să-ți facă super dinți. Și am intrat acolo, i-am spus, domne, mi-aș dori decât dinții de sus să mi faceți ceva să arate așa. Eu n-am știut exact care e diferența între coroane și fațete, eu am arătat poza, asta nu-mi doresc. Da, 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 stai liniștită, mi s-a spus. Și m-am ales cu niște dinți oribili. Acestea sunt pozele dinților pe care eu i-am plătit. Aveau un aspect de placă dentară de persoană de 60-80 de ani. Nu vreau să jignesc pe nimeni din grupul acela de vârstă, dar ăsta era adevărul. Am uitat să menționez faptul că dinții respectivi m-au costat mai mult, mult mai mult. Așa că aveți grijă la cine vă duceți, ok? Până să ajung în sfârșit la cineva care să-mi facă dinții cum îmi doream eu. Arată exact cum îmi doresc, arată exact cum îmi plac și am primit foarte multe complimente, complimente de oriunde. Toată lumea crede că sunt dinții mei, dar mi-am făcut albire și sunt coroane. Nu mi-au plăcut fațetele pentru că, cum am spus mai devreme, complicațiile pe care le aveam, plus faptul că sunt fumătoare și beau cafea, îmi lasă dintele pătat în spate și este foarte important să știți și voi care este diferența. Fațetele, că exact așa se și numesc, eu nu m-am gândit la asta, este doar pe față dintele făcut. Pe partea din spate este dintele tău natural. Iar eu aveam acea sârmă care îmi ținea dintele de când am avut aparat dentar, plus faptul că fumam și cariile care au fost produse din alte greșeli și erori dinților mei naturali. Am spus, nu vreau să-mi îmbrac tot dintele față-spate și așa am ajuns la ideea de coroană. Cum am ajuns la domnul doctor dentist, tot așa printr-o clientă, i-am văzut dinții, o clientă destul de veche de-a mea, odată am văzut-o cu dinții atât de frumoși și strălucitori și am zis, wow! Când o să am suficienții dineros, acolo mă voi duce, pentru că exact asta am vrut să fac. Și am zis, îi fac pe toți, vreau în sfârșit, adică dacă ar fi să mor mâine, Doamne ferește, am zis, mă, măcar să așa să stau în coștug, știi ce zic? Adică sună destul de dar ce zic, dar ăsta e adevărul, dinții sunt atât de importanți. Face parte și din partea estetică, dar parcă și din igienă și este foarte important să avem un dentist bun. Medicul dentist la care m-am dus se numește Muhammad Alarida și are clinica în București. Voi lăsa toate detaliile mai jos în descriere, la fel cum am postat și pozele before and after. Îmi pare rău că nu am toate pozele cu toată experiența mea legată de dinți, dar să sperăm că mă veți crede pe cuvânt, pentru că am fost foarte pățită. Domnul dentist a avut răbdare cu mine, mi-a explicat, răbdare puțin spus, pentru că sunt un om perfecționist, ok? E tot ce pot să spun. Și cu siguranță toate ideile mele de perfecțiune au fost întâlnite în această clinică. Toate detaliile le aveți mai jos, cum spuneam mai devreme. Prețul a fost super, adică comparativ cu ce este pe piață acum, pentru asemenea rezultate și naturale și de durată și tot experiența și răbdarea și tot nu găsiți așa ceva, credeți-mă. Plus că vreau să spun că și eu lucrez cu oamenii și eu înțeleg
Este mare lucru să ai pasiune pentru ceea ce faci și pasiunea se vede. Adică când ești pasionat de ceea ce faci, ai altă răbdare, poți să atingi alte performanțe. Așadar, mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc pentru sugestiile persoanelor care m-au întrebat despre dantură. Cum spuneam, toate legăturile de contact le găsiți mai jos ale domnului doctor. Vă pup și ne auzim în următorul clip. Yay!